este asemănător cu Psalmul 14. Sunt aproape identice cele cuvinte, dar ceea ce vreau să înțelegem că este în aceasta psalmistul spunea aici și spune despre omul care nu are credință, care nu cunoaște pe Dumnezeu și care nu dorește. Și el spune așa, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o studioare în care spunea că și de astăzi, în Rusia, comunismul, erau acei care nu credeau că există Dumnezeu. Și au învățat pe direcția aceasta să creadă că nu există Dumnezeu. Și au făcut chiar un mausoleu în Piața Roșie din Moscova. Spuneau chiar și atunci era minus 40 de grade, așteptau să deschidă ușile să intre acolo, să vadă pe acel mort, pe Lenin, care el a propagat acest comunism, acest ateism, ca să nu creadă că există Dumnezeu. Și ceea ce este trist, că mulți oameni cred cu adevărat că nu există Dumnezeu. Și continuă să facă acest lucru. Ori pentru noi este important ca noi să credem că Dumnezeu există. Pentru noi este important ca noi să ne punem în credere în Dumnezeu. Că ceea ce vedem cu ochii noștri n-a făcut comunismul, nici cerurile, nici pământul și tot ceea ce mișcă, pentru că comunismul n-a făcut acesta. Ei n-a făcut așa decât să distrugă ceea ce este bun și moral, ceea ce este frumos, ceea ce Dumnezeu a creat, ei să nu recunoască autoritatea și lucrul pe care Dumnezeu l-a făcut. Dar pentru noi, frate mei și frate mele, există Dumnezeu. Ori Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 3, versetul 10 în jos, vreau să citesc câteva cuvinte ce spune și ce spune Apostolul Pavel, spune aici, despre oamenii aceștia. Și spune așa, după cum este scris, nu este niciun om neprionit, niciunul măcar, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din atințul pe Dumnezeu, toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă bine, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis, se dujesc de limbile lor ca să înșele. Sub zbuze au venit de aspidă. Gura este plină de blestem și de amărăciune. Au picioare gravice, se verse sânge. Prăpătul și pustirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea plăcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea lucrurilor lor. Asta face comunismul. Și știi cu toți că și noi trei vremea comunismului au făcut același lucru. Dar pentru noi, pentru cei credincioși, iar unii care au votat și s-au trebuit să ținem în unitate, frate și rugăciune cu înaintea Dumnezeu. Tocmai de ce era gândirea cea mai mare pentru ucenicii și asupra credinciosul, cu atât era mai mare dragostea de Dumnezeu. Cu atât ne apropia mai mult de Dumnezeu. Cu atât căutam mai mult să sușim pe Dumnezeu. Și credem că Dumnezeu este acela care ne-a păstrat viață, datorită faptului că noi am crezut că El și ne-a pus în credere în Dumnezeu. Și dacă astăzi suntem aici, suntem datorită Lui. Amin. Pentru tot aceea care își vor pune în credere Dumnezeu până la final, aceea vor ajunge în părerea Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că este trist, pentru că sunt mulți dintre noi care au pierdut bătălia, au căutat așa pentru că se complacă cu lumea și Dumnezeu nu caută pe cea casă de oameni. Pentru că când Dumnezeu ne învață ori cu lumea, ori cu Dumnezeu. Iar că cu lumea aceasta sunt două căi, una care merge la Hristos și alta la uitare. Și te întreb, ești la intersecție, pe ce cale ai pornit? Care este calea pe care tu vrei să alergi? Ca nebunul acesta care spune, nu există Dumnezeu, acestui care merge la pierzare. Ori pentru noi suntem pe o cale bună care spune Domnul Iisus Hristos, eu sunt calea, adevăr și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât mai prin mine. Și dacă credem acest adevăr, înseamnă că noi suntem pe calea cea bună. Și mă rog ca Dumnezeu să facă această biserică, să fie o cale a pocăinței, o cale care nu cerește, o cale a credinței. Și Domnul să ne facă lucrul acesta să ne ajute fiecare dintre noi. Pentru că nu degeaba chemăm numele Domnului. Numele Domnului, frații mei și noi, avem biruință, în numele Lui avem mântuire, în numele Lui obținem vindecare, în numele Lui obținem eliberare. Și în numele Lui, frații mei, se face calea deschisă, pentru că Dumnezeu este acela care, prin Iisus Hristos, face această cale liberă pentru credinciosul care caută să se apropie Dumnezeu prin credință. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta, la mintea și inima noastră, să fie îndreptate tocmai spre Dumnezeu. Și Domnul să ne vine credință de fiecare parte, să căutăm, să păstrăm această unitate. Și Duhul Sfânt de acela care să ne conducă pașii și mintea și inima noastră pe Hristos Domnul. Și Duhul nu face după acesta. Frații mei, frați și soră, s-a amintit aici, în aici dimineață, că singura jertfă pe care o poate face, care ne-a putut la noi mântuire, este prin Iisus Hristos. Chiar dacă Avram a dus pe Isaac, Dumnezeu n-a gândit ca lucrurile acestea se facă, ci era hotărât altceva.
Eu am să fac proces, am să aduc eu pe fiul meu, ca să moară pentru voi, pentru că să ne mintești. Tot Dumnezeu a adus pe aflat la un mic punct. Și a pus să fac proces, dar n-am venit după acesta. Pentru că i-a testat credința. Dumnezeu a făcut altceva pentru fiecare din noi, ca să aduc pe Iisus Hristos să fie unicul și nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer nici al lumei dat om care să fie mântuit, spune Pavel, când apostol, faptul a fost capitolul 4, versetul 12. Și faptul acesta trebuia să-i facă pentru oamenii care se încred în Dumnezeu. Și cred că este minunat pentru că Dumnezeu a făcut acesta, ca toți cei care suntem astăzi aici, noi suntem mântuiți prin Iisus Hristos, prin Dumnezeu. Nu prin Isaac, nu prin Avram, nu prin oricine altceva. Pentru că și ei sunt mântuiți în fața credinței în Dumnezeu. Și noi, de asemenea, suntem mântuiți în fața credinței în Iisus Hristos, prin Dumnezeu. Și credem că Dumnezeu este acela care ne-a dat această perspectivă și această alegere ca fiecare dintre noi să alegem viață. Cui vrem să-i slujim? Cui vrem să-i datorăm și îi datorăm cinstea și laudă? Păi Dumnezeu cred că merită toată cinstea și laudă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Pentru că spune aici mai departe, în Dumnezeu, spune așa, s-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi curăte. Nu este niciunul care să facă binele, continuă mai departe. Dumnezeu se uită de la înălțimea celui peste fiul oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Zis. Și cred, și mă rog, ca Domnul să găsească astfel de oameni, să fie oameni priceput și oameni care să caute pe Dumnezeu. Oameni care să dorească totdeauna să vină la rugăciune, la părtășie, la bucurie, pentru că acestea sunt locuri limitate. Dar va veni și vremea de prigoană, va veni și vremea acelea de restice, dacă vreți, vremea de încercare. Și dacă noi acum nu adunăm în galenul acesta în bază, ce vei putea tu să ieși în terminarea mirului? Ca cele cinci fecioare care nu au pregătite. Ori ca cele cinci care au fost pregătite fiecare zi să vină înaintea lui Dumnezeu, pregătite să stea înaintea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Ori suntem acela care avem un galen vast pentru un timp și când va veni strigarea aceea, să poți să te strigești că n-ai un galen strâng. Frați și surori, este vremea ca noi să strângem un galen în vase. Este vremea ca să nu mai lecim de la casa Domnului, să ne adunăm unii cu alții la rugăciune și să ne rugăm unii pentru alții, pentru că asta ne face cu Dumnezeu. Să fim oameni aceia nelipsiți, așa cum a făcut apostolul în faptul lui Arad, acolo că erau oameni până la Domnului, erau nelipsiți de la rugăciune. Se strângeau femeile împreună și strigau pe Dumnezeu, se rugau lui Dumnezeu. Și înălțau strigăte de laudă la adresa Dumnezeu. Frașul, cum aș juca și mi-aș dorea de mult ca astfel de dragoste să fie și noi. Ca totul trebuie să fie nelipsiți. Atunci când suntem chemați ca să venim în casa lui Dumnezeu. Pentru că asta vrea Domnul. Și bucuria aceasta, frații mei, această bucurie, dacă vrei să o ai, începe de astăzi și nu te va termina până va veni Domnul. Pentru că tu cauză, ai părtășit cu Dumnezeu până la final. Și mă rog ca Domnul să ne ajute direct așa. Mi-aș dori ca această rugăciune să ne rugăm ca Dumnezeu să ne pregătească inimile. Ca Dumnezeu să fie și la care să deschidă mintea și inima noastră, să înțelegem voia lui Dumnezeu creația, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și cunoscând lucrul acesta, înseamnă că vei înțelege că cea mai bună cale și cea mai bună perspectivă pentru tine și alegeri este ca tu să vii în casa lui Dumnezeu, să slujești cu Dumnezeu, să te rogi Domnului și te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Tot că vine de amputat este la un m-am gândit în seara aceea, eram cu mâna de frați și a zis, Domnule, poate ce va fi, stăm o oră și vom pleca acasă. Dar a zis că Dumnezeu ne-a dat așa bucurie și a trecut până după ora nouă. Cine face lucrul ăsta? Tu, Sfânt al Dumnezeu. Atunci când dorești cu adevărat, Dumnezeu este acela care lucrează. Și ne-am dat mai multe frații care au plecat în Oltenia, ca Domnul să fie prieteni, au plecat și la sine. Asta e scopul și unitatea care vrea Domnul să facă. Când unii sunt plecat, au rămas ceilalți ca să vină la rugăciune, să susțină rugăciune și rugăciunea aceea, frații mei, făcută credită, Dumnezeu este acela care ascultă, dar de mintă, ne dă propășire și lucrul acesta este minunat și plăcut. Mi-aș dori ca această rugăciune să ne rugăm ca Dumnezeu să unească biserica, ca toți împreună să fim cu o inimă, cu dor și cuget, să sfârșim pe Dumnezeu și Domnul să lucreze. Și numele Lui să fie slăvit și numele Lui să fie glorificat. Amin.